amintiri cu Părintele Dumitru Sălivare, dar așa cum ați văzut, este de fapt o iubire cu Părintele Dumitru Sălivare. Am deschis această seară cu aceste cântări ale vecernii și să această priveghere pe care ne-am așezat. Și știți că priveghierile sunt lungi, dar dacă ne așezi în locul priveghierii, atunci nu mai ești în luptă cu timpul și ai răbdare. Te așezi și pur și simplu, ca la Sfântul Munte, priveghezi multe ore, 7 ore, 8 ore, chiar și 10 ore. Așa am gândit noi, poate nu ți-a spus că seriile noastre sunt cam lungi, dar dacă sunt set de priveghere și iată ce moment deosebit avem cu Părintele Dumitru Sălivae, care la 25 de ani de la trecerea la cele vești la Domnul, de la dormirea sa cu Domnul, este împreună cu noi, este Părintele Dumitru Teologul, este Sfântul Părinte al Bisericii noastre și este marele dar pe care Dumnezeu l-a făcut nu numai în neamul românesc, Bisericii Ortodoxe Române, dar și întregii ortodoxii. Ne-am gândit în această seară copiii pe care i-ați văzut, ei nu mai vedea. M-am gândit că este foarte important ca aceste amintiri ale noastre, ale celor care au stat aproape, vorbim aici despre, în primul rând, ne bucurăm că în această seară l-avem ca invitat pe domnul Dumitraș, așa cum avem noi, Dumitru Horia Ionescu, nepotul Părintele Dumitru Sălivae, care ne va împărtăși această filiație nu numai pe linie de sânge, să spunem așa, dar filiație integrală și duhovnicească. Bine ați venit, domnul. Mulțumesc. Părintele, și vă rugăm să poftiți aici. Ne bucurăm mult. Nu știu dacă de asemenea, avem în această seară invitat doamna Ana Bal. Doamna Ana Bal, care a participat și la priveghierea noastră cu Părintele Dumitru Sălivae, cred că din 2013, împreună cu domnul Cosea Munteanu. Profesori la Academie de Studii Economice, dacă cunoaștem la Relații Economice Internaționale, împreună. Bine ați venit și vă mulțumim. Îl vom avea pe Victor Udoria Paștina. Cum se pronunță? Paștina sau Paștina? Paștina. Udoria Paștina. Îl avem prezent, din păcate, a intervenit o problemă. A trebuit să meargă în altă parte. Dar Victor Udoria Paștina este prezent aici, prin tabloul Părintele Dumitru Sălivae, încercare de icoană a Părintele Dumitru, este din 2013, a fost prezent la, nu știu, la foarte multe expoziții. Vom avea și un filmuleț cu mărturia Victorului Udoria Paștina. De asemenea, ne bucurăm să l-avem invitat pe domnul Daniel Suceava. Suceava sau Suceava? Suceava. Suceava. Așa? Inițial, speram că este împreună, vă rog, bine ați venit, este împreună cu Lorena Suceava, împreună ei, avem și filmul cu Părintele Dumitru Sălivae. Noi vom începe aceste mărturii despre Părintele Dumitru Sălivae. Acum aș vrea să vă întreb, pentru că regia o putem așa. Deci, am gândit, acești copii pe care ați văzut la grupul
spusele noastre, deci după Domnul Vitraș sau cei care vor, să minăm, adică să mărim o parte, după aceea să vină acești copii să mai cânte câte ceva. Ați văzut cât de minunat sunt. Este vorba de familia Victor Udrea. Deci sunt o familie și uitați că știu toți să cânte la instrumente, la pioară și așa mai departe. Victor Udrea. Victor Udrea din Fieni. Este o familie minunată, pe care ați văzut, și foarte așezați în rânduiala bisericii. Deci, vom începe această seară fără prelegie. Primul care are cuvântul și ne bucurăm, domnul Dumitraș, cred că ați mai fost aici, în asta la Sfânt Stănivare, sau? Cred că nu. Cred că este prima dată. Ne bucurăm. Este ne bucurăm mult de tot. Este într-adevăr o seară de privire minunată și cred eu că va fi această privire. Nu mai cu amintire, pentru că cineva spunea de comemorare. Și atunci nu prea cum ca comemorăm. Noi privim. Mai ales că Părintele, așa cum simțim noi, simțim că mijlocește, mai avem fiul Părintele aici. Suntem în afiliatul lui Dumitru Stăniloae și eu l-am folosit studenților mei în dimineața susținere de teze de doctorat la Tesalonic. M-am rugat Părintelui pentru că era o comisie destul de dură, de domnul cu 7 membri și am zis, Părinte, Dumitru nu-i de glumă. Părinte, ajută. Știți cum a fost? Îmi spunea Părinte, parcă te-a luat cineva într-o cameră și pentru timpul amisiei a fost acela. Deci, totul a fost atât de bine așezat, exact ca Daniel în groapa cu lemn. Nimeni nu a spus nimic și totul a fost am plâns după aceea și a zis, Părinte, să rămână. Îți mulțumesc pentru această prelegere. Și un student care cred că este aici de față, am zis, după ce am povestit această, mă rog, să zicem, întâmplare, era aici, la Fiatul Stăniloae. Și am închidu-și, zice, o jumătate de oră, nu ne-am revenit, nu eram subiectele, deși învățasem. Și s-a uitat la Părintele aici și mi-a zis, Părinte Dimitrie, așa cum l-a ajutat pe Părintele Gheorghe, ajută-mă și pe noi. Și zice, dintr-o dată s-a uitat mintea și am început să scriu. Deci suntem într-un spațiu, afiliatul cu Dumitru Stăniloae, într-un spațiu sfânt. Și de aceea cred că și toaca și această deschidere spre privighere a fost o așezare împreună cu Părintele Dumitru Stăniloae. Domnul Dumitraș a descoperit.